Azi am avut trei întâlniri importante. Comitetul Executiv Național, întrunirea grupului senatorilor PSD și a deputaților PSD, al treilea eveniment. Au fost adoptate câteva hotărâri de organizare. Am înțeles că ați fost puși la curent cu organizarea de alegeri interne în județele unde sunt președinții interimari. Am discutat și despre buget. Am discutat și despre modul de organizare, modul de comunicare și de acțiune atât al senatorilor PSD cât și al deputaților PSD. O coordonare mai bună între acțiunea din Camera Deputaților și acțiunea din Senat. De asemenea, o colaborare mai strânsă și o coordonare mai strânsă între cele două camere și guvern. Despre buget, eu am, așa cum v-am spus mai devreme, am spus-o și în Comitetul Executiv Național și celorlalți colegi din grupurile parlamentare, că vreau ca o sumă rezonabilă, dar importantă, din bugetul unor servicii secrete să fie mutată la sănătate, pentru niște programe care sunt vitale pentru România, în special pentru copii, pentru milioanele de copii din România. Eu cred că orice program, un program de alocare gratuită de vitamina D, care este o vitamină extrem de importantă pentru un om, poate fi considerat tot program de siguranță națională. O suplimentare a programului pentru diabetici. Toate aceste elemente vor fi prezentate în zilele următoare în detaliu. Este tot un program de importanță națională și de siguranță națională, pentru că eu cred că sănătatea românilor și în special sănătatea copiilor români este tot o problemă de siguranță națională, așa cum este și securitatea alimentară. Despre bugetele locale, în acest an vrem să se încheie toată perioada de ani negri de mult timp în care administrația locală a fost subfinanțată. Noi am avut ca unul din obiective, un obiectiv important, să scoatem satul românesc din noroi. Programul Național de Dezvoltare Locală asta a avut ca principal obiectiv și lucrurile se întâmplă bine în cadrul acestui program și oamenii din special din satele românești și din orașele mici, nu numai, încep să vadă cum s-a ridicat nivelul de civilizație de acolo și nivelul de acces la civilizație, la condiții civilizate de trai. În același timp, în 2019, unul din pilonii pe care se va baza bugetul reprezintă investițiile. Investițiile la nivel național, cât și investițiile la nivel local. I-am cerut Ministrului de Finanțe și o să-l ajut și eu în seara asta, în noaptea asta, să mai facă încă o simulare pe bugetele locale pentru a fi siguri că niciun Consiliu Județean nu va fi în situația în care să nu aibă mai mulți bani decât au avut până acum și să ajungem într-un an, doi de zile, să putem pune o condiție obligatorie ca minim 20% măcar din bugetele locale să se ducă în investiții. Și se poate face lucrul ăsta, dar nu le poți cere asta fără să le dai bani. Le vom aloca, guvernul, prin proiectul de buget și parlamentul ulterior, va aloca sume îndestulătoare pentru administrația locală, în așa fel încât dezvoltarea comunităților locale să fie unul din obiectivele majore, nu numai acestei guvernări, cât și pentru guvernările ulterioare. Dacă vom reuși, și eu sunt sigur că de anul viitor putem face lucrul ăsta, ca 20% din bugetele locale să fie îndreptate către investiții, atunci putem discuta de aproape 5 miliarde de euro care în fiecare an să fie investiți în comunitățile locale și putem discuta ca în 5-6 ani de zile satul românesc să arate poate mai frumos decât un sat din vestul Europei. Vreau de asemenea să
fac o precizare, pentru că... Fă o pauză. Mă și speri. Luați cadre și lăsați-mă măcar 2 minute. Pentru că totuși e prea multă minciună. Prea multă minciună. Vorbesc despre bugetul Bucureștiului. Și vreau să spun câteva lucruri. Bugetul Bucureștiului nu s-a diminuat, dimpotrivă s-a mărit. Tot impozitul pe venit local de la nivelul Bucureștiului rămâne la nivelul Bucureștiului. Dar primarii de sectoare au solicitat o întâlnire cu ministrul de finanțe. Ministrul de finanțe doar le-a spus, toți banii sunt pentru bucureșteni, doar hotărâți-vă, primarii de sector și primarul capitalei, cum vrei să se repartizeze între sectoare și primăria capitalei. Ceea ce au propus primarii de sectoare și-a asumat în scris, asta și asumă și Ministerul de Finanțe și implicit guvernul și noi. Nimeni nu din guvern sau din parlament nu a spus acel procent merge la sectoare, acel procent merge la primăria capitalei. A fost decizia lor pe care noi o respectăm. Deci, eu cred că e bine să înceteze minciunile astea. Nu vor înceta minciunile. Atunci nu o să mai dați nicio minciună să nu fie taxată, să nu fie explicate lucrurile până când oamenii se vor convinge. Eu sper ca oricine lucrează în administrația locală să se concentreze pe promisiunile pe care le-a făcut și pe care oamenii le așteaptă. Și anume să investească, să cheltuie banii pentru dezvoltarea comunităților, nu pe prostii. Că atunci când sunt foarte mulți bani, când sunt sume uriașe de bani, tentația este să se cheltuie și pe prostii sau pe lucruri pe care oamenii nu și le doresc neapărat. Cam asta a fost în câteva cuvinte ceea ce voiam să vă spun. Dacă aveți doar câteva întrebări, pentru că trebuie să plec. Domnule președinte, aș avea 2 întrebări, dacă se poate. Prima întrebare ar fi în legătură cu această întârziere care, iată, încă persistă în ceea ce privește numirea celor 2 miniștri în cabinetul condus de Viorica Dăncilă. S-au vehiculat în spațiul public mai multe variante pe care le-ați avea în vedere. Una ar fi sesizarea la Curtea Constituțională, alta ar fi o eventuală restructurare a guvernului astfel încât să dea un vot de încredere în Parlament pentru evitarea aparatului Cotroceni. Ați discutat astăzi care sunt variantele și ce veți face? Decizia noastră este să mai așteptăm puțin. Să vedem domnul președinte Klaus Werner Iohannis dacă ne spune ceva, dacă răspunde cu ceva, dacă ne spune de ce nu a vrut, de ce nu-i vrea, de ce nu... Poate ne răspunde și de ce blochează numirea unor ambasadori. Eu nu știu cum s-a simțit când l-a primit pe ambasadorul Israelului, noi neavând ambasador acolo de 2 ani de zile. Ne-am făcut de râs. De râs. S-au trimis mai multe propuneri pentru ambasadori. Cel puțin pentru Israel, din câte știu eu, cred că este a doua sau a treia propunere. Nici măcar nu spune, domnule, nu-l vreau pe Robert Kiș. Îmi place de el, e nebărbierit. O vreau pe Mădălina. Dar să spună. Și România stă cu locuri goale de ambasador în state importante. Canada, Belgia, Israel și altele. Deci așteptăm să vedem ce spune și în funcție de asta o să ne sfătuim și în coaliție și cu doamna prim-ministru și cu ministrul justiției care este cea mai bună cale de urmat. Și o vom urma. Și a doua întrebare în legătură cu ordonanțele de urgență anunțate de ministrul justiției Tudorel Toader. Vorbim de 3 ordonanțe. Una, implementarea acelor decizii ale curții pe coduri care nu sunt declarate neconstituționale, pe protocol. Eu nu vreau să vorbesc despre chimere. Când o să văd un text, care să conțină ceea ce s-a discutat în Comitetul Executiv Național și care să, pe mine, pe domnul Tăricianu, să ne convingă că acele ordonanțe repară mare parte din nedreptățile care au ieșit la iveală în ultima perioadă, atunci o să vorbesc despre ele și o să le susțin. Până atunci... Nu vreau să comentez. Da, ați vorbit cu ministrul Justiției, cu doamna Dăncilă, cu doamna premier, că și doamnei premier au fost 2 întrebări și v-am răspuns. O să completez eu. Cât mai așteptați după ministrul Justiției să vină cu un astfel de act normativ? Pentru că dumneavoastră există cerințe de la partid, domnul Tudorel Toader, deocamdată promisiuni.
Îl citesc pe un bun prieten de-al meu. Altă întrebare. Am răspuns pe subiectul ăsta, nu mai erau subiectul. Legat de bugetele serviciilor secrete, dumneavoastră ați participat la realizarea acestui proiect de lege. N-ați știut exact... Vreau să fac o precizare. În decembrie, cred, avizul de la CSAT nu s-a dat decât pe anumite sume. Eu i-am rugat să studieze posibilitatea ca în guvern să poată modifica aceste sume. Dacă ajung la concluzia că nu pot modifica aceste sume pentru că este avizul CSAT-ului, eu cred că da, dar dacă nu, va fi amendament în Parlament. Asta deci este explicația. Veți mai cere aviz de la CSAT sau nu? Parlamentul nu cere aviz de la nimeni, n-are cum. Guvernul trebuie să ceară un nou aviz de la CSAT, așa spune legea, că trebuie un aviz pentru bugetele acestor instituții. Dacă la întrebare, v-am spus ceea ce vreau să fac eu. Vă rog. Adică, asta se va întâmpla. Bani de la serviciile secrete vor merge la sănătate. E simplu, la copiii din România. Da, dar legea spune și că trebuie un aviz corect, consultativ, dar obligatoriu pentru bugetele acestor instituții. Altcineva, că înțeleg că nu mai aveți întrebări. Aș mai fi vrut să vă întreb de ce nu ați participat la ceremonia preluării președinției de către România a Consiliului Uniunii Europene. N-am putut. Din motive? Din motive personale. Domnule Dragnea, acum câteva zile dumneavoastră chiar postați o fotografie în care spuneați că lucrați la buget și cifrele arată bine. Unde s-a schimbat totul de a apărut aceste probleme cu bugetele locale? Cum de v-ați dat seama că lucrurile nu merg chiar așa? Totul, nu s-a schimbat totul, dar din păcate cifrele oricum arată foarte bine. Dar sumele pe care vrem să le punem în plus la bugetele locale trebuie să ne dea garanția că pot acoperi și anumite cheltuieli care se descentralizează. Din Ministerul de Finanțe, i s-a livrat domnului ministru Teodorovici, într-o chestiune foarte tehnică. Veniturile bugetelor Consiliilor Județene de la începutul anului, nu execuția, care înseamnă toate veniturile care au mai intrat, din rectificări bugetare și din alte surse, ceea ce este puțin diferit. Și atunci pot apărea anumite situații în unele județe în care cheltuielile să nu poată să fie acoperite chiar dacă le mărim atât de mult surse. Și atunci urmează ca în seara asta, noaptea asta, să vedem care este cea mai bună variantă. Mâine o să ne vedem și cu colegii din coaliție și cu colegii de la UDMR, ca în momentul în care este pus un model pe masă să avem garanția 100% că este așa cum ne-am dorit. Și aș vrea să vă mai întreb, cum vedeți această alianță a USR cu Partidul Plus? Modifică ceva în planurile PSD, păi, strategiile? Securiștii și-au făcut două partide. Unul pe stânga, unul pe dreapta. Pe stânga este partidul lui Maier și Coldea, pro-România, și pe dreapta partidul lui Cioloș. E simplu. Asta arată o foarte mare disperare. Faptul că au început să desfacă conservele arată o mare disperare, ceea ce e de bine. Domnul președinte, în ultimele zile mai mulți parlamentari au demisionat din PSD pentru a merge la Pro-România. Aveți semnale că și alți parlamentari vor demisiona și există riscul să pierdeți cumva majoritatea? Majoritatea parlamentară nu se pierde. Dar aveți semnale din parlamentar? Majoritatea parlamentară se verifică la legi și la măsurile de cenzură. Se pare că s-au păcălit. Dar vă așteptați ca și alți parlamentari să demisioneze în zilele următoare? Eu nu aștept niciodată. Dacă nu mai e niciun acoperit, nu mai pleacă niciunul. Dacă mai e, mai pleacă. Și doream să vă mai întreb, la începutul lunii decembrie spuneați că se impune ca din ianuarie să se depună o plângere penală pe numele lui Klaus Iohannis. Doream să vă întreb dacă mai susțineți acest demers. Categoric da. Și o să faceți ceva în acest sens? Păi, dacă am spus că o susțin, domnișoară. Bun, vă rog, altcineva. Alți parlamentari. Altcineva. Da, fostul dumneavoastră coleg de partid, Victor Ponta, vă sugera să umblați cumva și la bugetul Autorității Electorale Permanente, care are 100 de milioane de euro. Acești bani sunt prevăzuți pentru finanțarea partidelor, subvențiile partidelor.
De ce nu dați acești bani pentru copiii țării, cum spuneți noastră? Eu v-am spus, înțeleg că vă supără că luăm de la servicii, dar asta e decizia. Dar nu este cumva o luptă personală a dumneavoastră cu serviciile? Poftiți? Dacă nu este cumva o luptă a PSD-ului și a noastră cu serviciile, ținând cont de nu, domnișoare, relația pe care o aveți, de exemplu, cu SPP-ul, cu... Nu, asta e părerea dumneavoastră. Eu n-am o luptă personală.